După cum observați în exemplele menționate în întrebarea anterioară, părintele vorbește mai mult decât copilul. Și vorbește și peste copil și se simte responsabil să rezolve el situația. Da? Este uh, în punctul în care lui s-a dat o temă, li s-a dat o problemă de rezolvat și părintele o va rezolva într-un fel sau altul. Deci, care este abordarea mai neutră și cumva mai corectă din punctul de vedere al copilului, să-l lăsăm să rezolve el. Și cum îl lăsăm? Schimbând un pic și ritmul, dar și abordarea dialogului. Există un termen care mie îmi place foarte mult, termenul de ascultare activă. Ce înseamnă ascultare activă? Înseamnă să asculți fără să te gândești la ce ai putea răspunde. De cele mai multe ori, oamenii atunci când vorbesc, de exemplu, eu vorbesc cu voi, dar eu în timp ce vă spun ceva acum, în capul vostru, voi judecați ce vă spun. Și ziceți, ba nu, nu, nu sunt de acord cu ea, ba nu, că de obicei e așa, ba Și vă gândiți cum mi-ați dat mie replica. Dacă am fi față față, v-ați pregăti atacul sau apărarea. Da? Cum mi-ați dat mie replica la chestia asta? Stârnește ceva în voi, da? Asta uh, și asta fa facem toți între noi, e vorba. E foarte greu să nu facem asta. De ce? Pentru că noi avem un șir de gânduri în permanență în minte și noi avem uh, această voce care tot timpul ne pregătește pentru război, ne apără de ceilalți și vrea să spunem lucruri care să fie acceptate, da? Ok. Ascultare activă înseamnă că eu mă uit la tine, eu te ascult cu toată ființa mea, încercând să observ tot ce îmi transmiți tu, încercând să observ și să, să, să acumulez, să, să, observ emoțiile tale, da? încercând să-mi dau seama care e nevoia din spatele acestor cuvinte. foarte importantă nevoia Cu ce nevoie ai venit tu la mine? Un copil vine supărat, dar de fapt poate are nevoie să fie ce? Îmbrățișat. Da? N are nevoie să se certe. El are doar nevoie să fie consolat sau să, fie, sau să se simte egal cu cineva. Da? Nevoile sunt de foarte multe ori, complet altele decât cele pe care le exprimă prima uh, reacție. Trebuie să avem răbdare, să încetinim puțin ritmul și să ascultăm. da? Deci emoție, nevoie și ce ne cere de fapt copilul. Pentru că am vorbit despre asta. De multor ori nu ne cere să rezolvăm noi situația. Doar cere să fie ascultat.